Iubiții mei, frați și prietene ai Cuvântului lui Dumnezeu, stau din nou în acest loc atât de binecuvântat pentru sufletul meu și poate și al multora, ca să mergem împreună la izvoarele vieții și acolo să ni se dea apa vieții și pâinea vieții. Lucrurile acestea nu se pot obține de nicăieri de altundeva decât de la acela care a spus: eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Nu se pot obține din altă parte, de aceea venim la tine, Doamne, în acest moment și prin harul lui vom învăța un lucru asupra căruia ne-am oprit poate puțin în viața noastră. În mod sigur am avut idei firești, omenești, pământești, iar astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, vom fi luminați, ni se va întări și ni se va încuraja, ni se va împuternici sufletul să privim viața cu alți ochi și să facem față situațiilor dintr-o perspectivă diferită. Contează foarte mult din ce perspectivă privim lucrurile. Astfel că un lucru mărunt, cum ar fi o mică supărare, întristările de o clipă, le numește Sfânta Scriptură. Pentru că am citit că sunt de o clipă și noi am trecut într-o clipă peste ele. Dar lucrul acesta nu este de o clipă, ci are un impact și un efect, deși se întâmplă într-o clipă, dar are un impact și un efect care rămâne. Mergem împreună, deci, în a doua Corinteni, capitolul 7, versetul 10, acolo unde cuvântul inspirat de Duhul Sfânt ne spune: în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, notați, acesta este un fel de întristare, după voia lui Dumnezeu, cum cunosc aceasta, după roade. Iată care sunt roadele. Aduce o pocăință care duce la mântuire. Aceasta este o pocăință care duce la mântuire, pentru că există o alta care nu duce la mântuire. Există o altă pocăință de care ne vom pocăi odată, dacă vom avea harul acesta. Ne rugăm la Dumnezeu să nu fie nimeni care să nu mai aibă harul să se pocăiască de pocăința lui. Dar să urmărim cuvântul aici cu mare atenție. Deci există o întristare după voia lui Dumnezeu și ultima parte a versetului 10, pe când întristarea lumii aduce moarte. Deci, există o întristare după voia lui Dumnezeu care aduce la mântuire. Roadele ei sunt o pocăință de care nu ne pocăim niciodată. Aceasta e un fel de întristare. Și există alt fel de întristare, întristarea lumii. După roade veți cunoaște, aceasta duce la moarte. Deci întristarea noastră de o clipă nu e problemă de o clipă. Un accident se întâmplă într-o clipă. Urmările uneori sunt pe viață. De aceea, primul lucru pe care, la care ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu este să întrebăm sufletul nostru întristat care este motivul întristării tale, suflete. Și pentru aceasta mergem împreună în Psalmul 42 și acolo îl găsim pe David, om după inima lui Dumnezeu, și tu și cu mine, dacă facem acest lucru, și noi suntem oameni după inima lui Dumnezeu, aceasta e inima lui Dumnezeu, îl găsim pe David întrebându-și sufletul: pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Pentru ce? Adică dă-mi un motiv al întristării tale, dă-mi un motiv. Și tu însuți, față de întristarea din sufletul tău, caută motivul ei, vezi, pentru că sunt două feluri de întristări. Una e după voia lui Dumnezeu, care duce la mântuire și e bună, binecuvântată, și alta este după voia lumii, care duce la moarte. Distincția între acestea două este dată de motivul care stă la baza întristării noastre. Același lucru îl găsim în Psalmul 42 cu 11. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Îți dau o soluție, spune David. Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda.
ochii spre Dumnezeu. Îți dau răspunsul, este o stare reală. Pur și simplu, nu poți să scapi de sub puterea strivitoare a întristării. Este așa de grea că nu se poate. Am trecut recent, am fost într-o mică lucrare în Cuba, câteva zile, o săptămână, și am trecut prin casele unor oameni întristați. De așa natură a fost că n-am putut să mănânc următoarele trei zile și gazda îmi spunea, mă îngrijorează faptul că nu mănânci nimic, ia puțin, ia ceva aici, te rog. Nu zic decât ce ai. Nu mi-era foame, nici nu mă gândeam la mâncare, nici zi, nici noapte, datorită întristării pe care am trăit-o văzând întristarea unor oameni în mare suferință. Așadar, trebuie să-ți întrebi sufletul, pentru ce ești, ai starea aceasta? Sunt oameni care trăiesc într-o stare de întristare, lor le plouă toată viața în suflet și plouă și pe alții, putrezesc lucrurile, mucegăiesc și așa mai departe, în familie, în biserică, în societate. Dacă ne-am întreba și am cere motivul, am cere sufletul nostru, dăm motivul pentru care ești supărat, acesta e motivul meu bun, nădăjduiește în Dumnezeu, ochii la Dumnezeu. Motivul și prezența întristării sunt legate de ancorarea nădejdii noastre. Dacă ea este ancorată în Dumnezeu, atunci nădejdea noastră va vindeca sufletul nostru de întristare. Când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie, nu mai ești întunecat. Dacă ar fi întrebat lucrul ăsta Cain, când i s-a întunecat sufletul în el, dacă ar fi întrebat, pentru ce gem suflete? Gem de invidie împotriva fratelui meu, gem de ură împotriva lui Dumnezeu și a căilor lui Dumnezeu, gem de mândria mea rănită. El ar fi descoperit aceste lucruri în lumina Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt săvârșește această lucrare pentru oricare dintre noi care suntem gata să stăm înaintea lui Dumnezeu și să întrebăm pentru ce gemi. Ați observat că Dumnezeu ia inițiativa când noi nu facem pasul acesta, cum am face noi cu un copil. Îl vedem întunecat, încruntat într-un colț acolo, nu zice nimic, nu vorbește, ne ducem noi la el. Ce s-a întâmplat? Care e treaba? La fel merge Dumnezeu la Iona. Ce-i cu tine? Ce se întâmplă cu tine? Și în același fel în care a mers la Cain și i-a spus, uite, pentru ce ți s-a întristat fața? Cain nu a dat niciun răspuns, dovadă că sufletul lui era trecut deja de momentul în care ar fi dorit acest răspuns. Era pornit spre crimă, spre moarte. Ura lui, invidia lui se transformase deja în ucidere, în crimă. Când îl întreabă pe Iona, ce cu tine? De ce ești supărat? Care e motivul supărării tale? Iona refuză să intre în dialog cu Dumnezeu pentru că știe că orice convorbire cu Dumnezeu te schimbă. Pe când vorbești cu el, ați văzut ce schimbare s-a produs în Iov, dintr-un simplu dialog. Ia, întreabă-mă, nu mai nimic, nu mai trebuie, vai, acum văd și ce transformare dumnezească într-o clipă, într-o clipită din ochi. Și lucrul acesta este nu întâmplător și nici ocazional, ci este ceva asupra căruia trebuie să veghem permanent. Veghează asupra sufletului tău, veghează asupra sufletului tău, îndemna Moise pe Israel și ne îndeamnă Duhul Sfânt pe noi. Veghează asupra sufletului tău. N-ai să te comporți la fel, indiferent ce vreme este în sufletul tău. Deodată te pomenești cu cineva că strigă la tine sau e brutal, te bruschează sau și întreb despre ce este vorba și în sufletul persoanei era vreme rea, foarte rea. Și vorbind despre aceste două feluri de întristare, cea după voia lui Dumnezeu și cea după voia lumii, Pavel Apostolul spune, uite, întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, care, în ce constă întristarea după voia lui Dumnezeu?
Este întristarea aceea lui David în care el zice, mi se usca ființa în mine, crăpa ca pământul, era umiseal. Este întristarea lui Eremia care zice, ard oasele și mă frământ, nu găsesc. David zice, nu se lipește somnul de ochii mei, mă trezesc și sunt în apăsarea, greutatea grozavă pe care Duhul Sfânt o pune pe conștiința lui ca să-l trezească. Întristarea aceasta după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi? Acestea sunt semnele întristării după voia lui Dumnezeu. Ce frământare a trezit în voi? Ce cuvinte de dezvinovățire, de ce mânie împotriva răului, ce frică de păcat, ce dorință aprinsă pentru bine, ce râvnă pentru ceea ce ne-a chemat Dumnezeu, ce pedeapsă, adică urmare, în toate voi ați arătat că sunteți curați. În privința aceasta, acest lucru, aceasta produce întristarea după voia lui Dumnezeu. Este întristarea lui Samson. Când și-a deschis sufletul către femeia adulteră și el era un alt adulter, copil al lui Dumnezeu, pastor, a căzut în blestemul acesta și Biblia spune că când și-a deschis sufletul, s-a umplut de o întristare de moarte. Dar întristarea aceasta de moarte, care o găsim la Domnul Hristos în grădina Ghețeman, este după voia lui Dumnezeu. Dovadă că Samson se întoarce în pocăință la Dumnezeu și îl găsim împlinindu-și chemarea pe pământul acesta, dar îl găsim și în capitolul 11 din Epistola către Evrei, printre acei care au căpătat făgăduința mântuirii. A fost o întristare după voia lui Dumnezeu. Aceasta a fost întristarea lui Petru, vroia să moară. Nu-i mai trebuia nimic în momentul când și-a dat seama și și-a văzut chipul sufletului în oglindă. Nu tot la fel a fost întristarea lui Iuda. Iuda este cuprins de aceeași remușcare nemaipomenită, dar e fără Dumnezeu, fără Mântuitor. Aceasta arată starea unui om care păcătuiește fără să aibă un Mântuitor. Starea unui om pe a cărui conștiință apasă vinovăția păcatului, dar care nu are niciun fel de izbăvire din cauza că lipsește Dumnezeu. El a vândut pe Domnul și nu are cine. Dacă nu este El, nu rămâne nicio jertfă pentru păcat, spune Sfânta Scriptură. Lucrul acesta, revin spunând, trebuie urmărit din perspectiva roadelor pe care le aduce. Îi spuneau prietenii lui Iov, fii foarte atent pentru că supărarea e posibil, este capitolul 36 cu versetul 18. Supărarea te va împinge la batjocură, vezi pe cineva că își bate joc de un alt suflet și te întristezi în adâncul sufletului tău de batjocura lui, dar nu batjocura este problema, ci faptul că omul acesta are un suflet supărat cu supărarea lumii. Întristat cu întristarea lumii. Dacă ar fi întristarea lui Dumnezeu, ea produce pocăință. Acum produce batjocură, deci își bate joc de, și de sine însuși, în primul rând, și de cel de lângă el. Și lucrurile nu se opresc aici. După batjocură urmează rătăcirea. Supărarea să nu te împingă la batjocură și mărimea prețului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire, îi spun prietenii care își dau seama că el se clătina pe marginea prăpastiei, mânat de ceea ce credea el despre Dumnezeu. De aceea apelează Duhul Sfânt prin Psalmul 37 cu versetul 8. Lasă mânia, lasă mânia. Păi poți să o lași? Nu, eu sunt mânios din fire. Nu, este a lua și a lăsa. E simplu, e la îndemâna ta. Cheia este în buzunarul tău, nu e în buzunarul diavolului. Nu, lasă mânia, părăsește iuțimea. Eu repede răspunde, nu, părăsește așa ceva. Părăsește. Tu nu ești un om
lipsit de stăpânire de sine, la voia elementelor, la voia temperamentului, la voia situației, oricine ți apasă pe buton, gata, explodezi, iei foc, răspunzi, cineva care te provoacă special pentru lucrul acesta, zâmbește diabolic în momentul în care te vede că ai căzut sub viciul acesta al iuțimii. Nu, lasă mânia la o parte, părăsește iuțimea, ea vine, dar tu îi spui, te caut eu când e nevoie. Nu te supăra. Cum să nu mă supăr când este... Păi dacă tu crezi că e mai bine, Dumnezeu ți-a spus să nu te superi, dar dacă tu crezi că e mai bine... Încearcă. Însă nimeni nu trăiește ființa aceea, înger sau om, care a mers împotriva luminii sfatului lui Dumnezeu și a ieșit bine. Nu există așa. Când Dumnezeu ți-a spus nu te supăra, înțelege. Când El ți-a spus lasă mânia la o parte, înțelege lucrul ăsta. Când ți-a spus părăsește iuțimea și gata, lasă la o parte. Dar asta este foarte greu, imposibil, zice unul. Așa sunt eu. Nu. Așa, ăsta e păcatul meu. Nu, ăsta e păcatul celui care a adus păcatul. Cum să fie al tău? Cum să fie al tău? Ai inventat tu păcatul sau ai creat tu așa ceva? Nici poveste. Dar iată taina. Cine ia cuvântul lui Dumnezeu la suflet, împreună cu porunca primește puterea. Când Dumnezeu ți-a spus, lasă mânia asta, El s-a adresat și mâniei și a spus, taci fără gură. Asta înseamnă, aici e diferența, pentru că și societatea, psihologia, pedagogia, educația, ne spun oamenii că nu e bine că produce așa și pe dincolo, dar nu e nicio putere în cuvântul lor. Pe când aici, cineva care ia cuvântul lui Dumnezeu la suflet, omul acela primește pe loc puterea aceasta de stăpânire de sine, de control al temperamentului și de a-și păstra libertatea înaintea. El nu cade rob situației. Nu. El nu este transformat în asemănarea provocatorului. Niciodată nu se întâmplă lucrul acesta. Atâta timp cât ochii sunt la Dumnezeu și atâta timp cât cuvântul acesta lui Dumnezeu este primit. De ce? Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra căci. Supărarea duce numai, subliniați și să subliniem în suflet cuvântul ăsta, numai la rău. Ori de câte ori cedezi supărării, să știi că te îndrepți spre rău. Este rău ce faci, vei ajunge la rău, va costa foarte mult, te va ține mult mai mult decât ai gândit, va duce mult mai departe decât ai crezut. Câte suflete sunt astăzi în pământ datorită supărării? Câți oameni au omorât alți oameni într-o supărare, la o supărare, se numește road rage, mânie pe drumuri, la volan, cineva staie drumul, cineva strântește o frână în față, cineva face, ce explozie, ce copilărie este aceasta, ce copilărie vinovată, ce bolnavă este această copilărie. Situația aceasta se întâmplă acolo și nu trebuie să se întâmple și în sufletul tău. Cineva a pus frână mașinii lui în fața ta sau a tăiat drumul sau a făcut ce nu trebuie. Mașina lui și cu el, dar nu în inima ta, a spus Iisus, nu intră în inima așa ceva. Afară de momentul în care i-a spus lui Cain, vezi ce faci cu ușa, că la ușă stă la pândă. Păcatul pândește la ușă. Așa este și lucrul acesta trebuie să rămână viu în atenția noastră pe întreaga noastră umblare cu Dumnezeu pe pământ. O să ne oprim la două lucruri neadevărate cu privire la această supărare, dintre care una este sau întristare după voia lui Dumnezeu și alta după voia lumii, una duce la viață, cealaltă la moarte. Două lucruri, două mari neadevăruri în dreptul supărării. Mă supăr, dar îmi trece repede. Supărarea, poți să scrii lucrul ăsta și poți să-mi și trimiți un e-mail sau un text dacă ai găsit ceva care să ne ajute. Scrie acolo. Supărarea nu trece niciodată. Ea nu se întoarce înapoi. Un om care s-a lăsat aprins de mânie, omul acesta nu revine niciodată la starea la care a fost înainte. Ajunge să controleze mânia, într-adevăr,
ajunge să-și controleze cuvintele, temperamentul și toate cele, dar efectul, urmările mâniei, amprenta pe care o lasă ea în sufletul unui om rămâne acolo. Și uitați, un mic exemplu, cineva te supără. Bine, haide să uităm, să iertăm. Mai ești supărat? Nu, mi-a trecut supărarea. Să crezi tu, nu trece. Când te supără a doua oară aceeași persoană, ghici ce faci. Nu mai iei supărarea de la început, o iei de unde ai lăsat-o. A, păi tu ai mai făcut așa. Și deci observați că lucrul ăsta se construiește din ce în ce. Când primești sfatul și cuvântul lui Dumnezeu, odată ce reziști răului cu succes, aș zice, prin Duhul lui Dumnezeu, odată a doua oară va fi aproape natural și devine o parte din caracter. Este cum e amputarea. Îți taie o mână sau îți taie un picior sau scoate un ochi sau doare acut, doare rău în procesul amputării, al tăierii. După aceea nu mai doare, trece durerea, dar piciorul lipsește. Mâna lipsește, pe viață rămâne acolo. Mânia provoacă astfel de lucruri în viață și cu fiecare nouă mânie, cu fiecare nouă izbucnire de mânie, noi ne îndreptăm spre moarte, nu spre viață. Supărarea duce numai, deci exclusiv, aceasta a spus creatorul sufletului omenesc, duce numai la rău. Ea nu dă niciodată înapoi, ci rămâne acolo unde este, până la următorul puseu și de acolo merge și mai aproape de moarte. Ni s-a spus aceasta în diverse forme și formule. Mintea odată extinsă la nivelul unei idei, ni se spunea, dar și la nivelul unei emoții. Niciodată nu revine la starea inițială. Capătăm control, dar nu revine la ceea ce a fost înainte de, ci rămâne în memoria sufletului și va trebui să veghez întreaga viață asupra acestui capitol, pentru că el este acolo, este prezent acolo. Și cum ar fi un organ, să zicem, o mână gangrenată care trebuie amputată sau un picior. Am vorbit cu cineva și știți fenomenul acesta al mâinii sau a piciorului fantomă. Mă doare degetul mare de la piciorul pe care mi l-a tăiat. Degetul mare e zdrobit, parcă e zdrobit cu ciocanul, așa îmi spunea tanti Nicuța. Parcă e zdrobit cu ciocanul degetul mare, dar nu mai era tot piciorul, nu mai era de mult, însă degetul mare durea. De ce învățăm aceste lucruri? Ca noi să punem efortul acesta sfânt, întristarea de moarte a lui Samson, să o punem nu după ce s-a întâmplat așa ceva, ci înainte. Dacă el ar fi fost prins de întristarea aceasta de moarte, atunci când i-a venit în minte să facă lucrul acesta, n-ar mai fi trecut pe drumul acela. Întristarea aceasta l-ar fi dus la pocăință. Și întristarea de după păcătuire l-a dus la pocăință. A fost o întristare după voia lui Dumnezeu. Noi toți am păcătuit. Nu e nimeni care să, niciunul măcar. Dar este o mare diferență să trăim această întristare a Duhului Sfânt după voia lui Dumnezeu înainte de a comite greșeala sau de a vorbi sau de a face un lucru sau altul și a trăi întristarea aceasta după. Este o știință pe care ne-o dă Dumnezeu atât de bine. Răul acesta, obiceiul acesta de al supărării nu stă pe loc. Acesta dă dependență. Un om care învață să se supere se va supăra tot mai des, se va supăra din lucruri tot mai puțin importante, până când spune în cartea Proverbelor, capitolul 18, versetul 1, ajunge să caute numai ce-i place lui și se supără de orice lucru bun. Acolo, către acolo duce lucrul acesta. De aceea, iubiții mei, să ne rugăm bunului Dumnezeu ca totdeauna să fim vizitați de această întristare după voia lui Dumnezeu și niciodată să nu deschidem ușa acelei întristări a lumii care în final duce la moarte. Cel de-al doilea lucru neadevărat cu privire la supărare, de aceea e luată foarte ușor, ușuratic, cumva. Și Mântuitorul a spus să nu adormi supărat, nu lăsa să apună soarele peste mânia ta. Noi ne împăcăm, am inventat noi ceva la cina Domnului. Nu este, nu se prevede așa ceva. La apusul soarelui
A spus Dumnezeu, dar cine știe mai bine să încerce alte căi. Dumnezeu a spus, cel târziu la apusul soarelui, nu lăsa să vină noaptea aceasta cosmică și în sufletul tău. Când Iuda a ieșit afară și era noapte, era noapte și înăuntru și afară. Al doilea mare neadevăr este că un om, se spune, a murit dintr-o supărare. Nu e adevărat. Aceea a fost ultima supărare din care a murit el, dar până atunci el a cultivat supărarea. El s-a supărat până a ajuns să se supere din orice. Supărarea produce procese biologice, otrăvuri literalmente în ființa noastră, în mintea noastră, emană din noi, prin noi, afectează pe cei din jurul nostru și sfârșește în final prin a ucide. Așa cum a spus, supărarea lumii duce la moarte. Dar nu a murit dintr-o supărare un om. Este un proces lung până s-a ajuns la supărarea aceasta. Acest lucru să-l ține minte. În primul rând, dacă ne plecăm sub puterea supărării, să știți că nu trece. Ea lasă urme în locul acela și ne face și mai vulnerabil și mai sensibil la următoarea provocare. Iubiții mei, aș dori să încheiem micuța noastră călătorie, dar, ca de obicei, lăsăm ușile și ferestrele deschise către Duhul Sfânt, pentru că mai este multă lumină în acest domeniu și nu se poate așeza în cele câteva minute pe care le avem noi. Un lucru rău și greu și teribil de greu este să fii lăsat în voia pornirilor tale. Psalmul 81, versetul 12, atunci i-am lăsat în voia pornirii inimii lor. Adică, dacă nu luăm la suflet cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta, nu rămân lucrurile cum au fost înainte, ci opusul se întâmplă. I-am lăsat în voia, dacă nu e voia lui Dumnezeu, atunci voia pornirilor, inimii lor și a urmat sfaturile lor. Nu există cale de mijloc. Omul este o carte deschisă în fața lui Dumnezeu. Cuvântul său în Isaia 58 ne spune că această stare de lucruri compromite credința noastră, umblarea noastră cu Dumnezeu pe pământ, starea noastră spirituală. De ce să ne chinuim sufletul, zic ei, și nu spune Domnul, zice, uite unde este nenorocirea. În ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre, indiferent că e vorba de mâncare, de înfrânare, de orice alt lucru, vă lăsați în voia pornirilor inimilor voastre și asupriți, chinuiți pe cel de lângă voi. Domnul apelează la sufletul nostru și a spus, dacă tot predici Evanghelia și dacă tot îi spui altuia, înșiri legile mele și ai în gură legământul meu, așa vorbește Domnul, citesc versete, psalmi, uite așa scrie în Evanghelie, dacă tot este așa, atunci cum se face că tu urăști mustrările mele și tu arunci înapoi a ta cuvintele mele, nu ții seamă de ele? Ca să, nu faptul că predicăm Evanghelia, cităm din Biblie, acesta nu este niciun semn. Aceasta nu reprezintă chiar nimic. Satana citează Biblia mai bine decât unii care o memorizaseră sau care o memorizează sau el știe toate aceste lucruri. Semnul nu este acesta, ci semnul e dacă ții seamă de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu arunci cuvintele lui înapoi a ta ca să le iei pe ale tale, dacă împlinești voia lui și nu te lași în voia pornirilor tale și te uiți în viața ta. Versetul 19 spune, dai drumul gurii la rău, păi când știi că ai un câine din acesta groaznic în curte și îți vin nepoții, vin prietenii la tine, că tu dai drumul câinelui când tu știi ce face câinele ăsta. Nu odată a sfâșiat oameni câinele acesta. Și acum tu îi dai drumul acestui câine. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri, adică una spui, alta înseamnă, zici asta ca să obții cealaltă. Nu-ți dai seama că produci un fel de schizofrenie. Acestea sunt lucruri care vatămă mintea.
Poate îți reușește și retlicul, urzești vicleșuguri, îți reușește, dar cu ce devastări în creier se întâmplă aceasta. Și versetul 19 care ne spune nou aici, dai drumul gurilor, nu că ai o gură, așa e gura mea, așa vorbesc, nu, i-ai dat drumul, ai dezlegat câinele, Dumnezeu ți-a lăsat lanțul acesta. Psalmul spune, voi tăcea cât va sta cel rău înaintea mea. Da, aceasta e rugăciunea. Nu, pe când aici spune, dai drumul gurii, zice, stai, versetul 20, stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești, bârfești pe fiul mamei tale. Aceste lucruri se petrec în timp ce tu citezi legământul lui Dumnezeu, Biblia, predici, Evanghelia, una alta. Lucrurile acestea împreună nu pot fi, a spus Mântuitorul nostru. Nu, întuneric și lumină, apă dulce, apă amară, apă otrăvită cu apă bună. Nu, acestea nu pot să fie împreună. Ți-ai închipuit că tu poți să duci pe Dumnezeu cu aparență. Eu îți așez totul sub ochi, spune versetul 29, adică vreau să știi adevărul despre tine, vreau să știi adevărul despre drumul pe care mergi, care sunt urmările acestui curs și care sunt posibilitățile pe care le ai, pe care Dumnezeu le așează înaintea noastră. Epistola către Romani ne spune că Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate pe aceia care au refuzat mintea lui Hristos. Noi avem gândul lui Hristos, spunea Pavel. Înainte, putea să spună chestia asta când persecuta biserica, omora oameni și nu putea. Dar acum odată ce a cunoscut pe Iisus, nu este o simplă informație aceasta, ci este o putere care a luat în stăpânire viața. Avem gândul lui Hristos. Cel mai grav lucru pe pământ nu este păcatul, așa cum cei mai mulți spun. Cel mai grav lucru pe pământ este nerecunoașterea păcatului, nu recunoaște. Recunoaște numai, spune bunul Dumnezeu, că de aici începe. Cu ce sens are să vorbim de har? Ce sens are să vorbim de crucea Golgotei a Mântuitorului nostru binecuvântat? Ce sens are atâta timp cât nu recunoști păcatul tău? Atâta timp cât îl ascunzi, îl pui sub preș? Ce sens are? Totul, primul pas al lucrării Duhului Sfânt este convingerea de păcat. Așa a spus Fiul lui Dumnezeu. Când vine El, lucrul numărul unu pe care îl face, convinge de păcat. Aceasta face Duhul Sfânt. Apoi discutăm despre neprihănire, apoi discutăm despre judecată, despre îndreptățire și orice altceva. Dar atâta timp cât refuzăm recunoașterea stării de fapt, refuzăm ceea ce Dumnezeu ne dă pentru rezolvarea acestui lucru. Cel mai greu nu este păcatul, ci refuzarea iertării de păcat. De ce? Pentru că iertarea nu este o hârtie pe care o băgăm în foc și o ardem, ci înseamnă schimbarea vieții și a ființei noastre. Și nu se poate primi iertare fără schimbare. Aceea nu e adevărată iertare. Dacă iertarea n-a produs schimbarea, aceea nu este iertarea lui Dumnezeu. Este iertarea psihicului nostru sau a mediului în care, pe când iertarea lui Dumnezeu echipează pe omul lui Dumnezeu cu o putere pe care n-a avut-o niciodată înainte și pe care acum o va exercita el. Când după multă vreme vina și vinovăția se trezește în ființa noastră, cum îl avertiza Abigail pe David, i-a spus, uite, astăzi mergi pe cai mari, astăzi te duci, spargi casa lui Nabal, faci toate nenorocirile, omori toată lumea, umpli de sânge, verzi sânge, astăzi, mâine. Îți vei da seama ce ai făcut și te va durea inima. În momentul în care lucrul acesta coboară asupra ființei noastre, doar cel răstignit care spune iartă-l că-și nu știe ce face, primirea lui în viața și ființa noastră poate să aducă vindecarea sufletului nostru. Iubiții mei, să încredințăm lui Dumnezeu frământările noastre, gândurile noastre, înainte de a deveni supărare. Dacă totuși am căzut în supărarea aceasta, să alergăm la Dumnezeu ca nu cumva ea să se transforme în ură, pentru că supărarea nu stă pe loc, ea se transformă în ură. Și dacă s-a transformat în ură, încă mai putem să alergăm la Dumnezeu să nu se transforme în crimă,
și în nenorocire, ea nu stă pe loc. Biblia ne spune în 2 Corinteni 4:17, recomandarea aceasta sfântă a întristării după voia lui Dumnezeu, întristările noastre ușoare, jugul meu este ușor, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. La aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru puterea și iubirea pe care ai pus-o Tu în cuvântul Tău. Le-ai pus Tu în cuvântul Tău. Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Fă din acest cuvânt o putere spre schimbarea în bine. Și ajută-ne, Doamne, să știm totdeauna când avem trebuință de întristare după voia lui Dumnezeu, să o primim cu bucurie și când întristarea este după voia lumii, să fugim ca de moarte. Dă-ne totdeauna puterea aceasta și discernământul acesta sfânt și ajută-ne, Doamne, ca întristarea după voia lui Dumnezeu din pricina răului să producă în noi roadele acelea pe care Duhul Sfânt le-a făgăduit în cuvântul Tău. Și îți mulțumim de acum, Doamne, pentru bucuria pe care ai pregătit-o sufletelor noastre, tămăduite, vindecate, salvate de Tine, Doamne Iisuse, Tu care ai călcat moartea cu moartea, în numele Tău Sfânt ne-a rugat. Amin.